Personalitatea lui Ștefan Ludwig Hiroth a fost evocată astăzi la media și în cadrul unui eveniment desfășurat la obeliscul care îi poartă numele din cimitirul evanghelic. Cu această ocazie au fost depuse coroane de flori din partea primăriei Mediaș, a Forumului Democrat German din România, a Bisericii Evanghelice, a liceului care îi poartă numele și a școlii Hermann Oberth. Astăzi am comemorat 165 de ani de la moartea revoluționarului, preotului, dascălului, omului de cultură Ștefan Ludwig Hiroth, care a murit fiind condamnat la moarte la 11 mai 1849. Noi am ținut cu două zile mai repede, având în vedere că în data de 11 mai erau programate alte activități cu elevi de la Liceul Ștefan Ludwig Hiroth și de la școala Hermann Oberth, împreună cu primăria municipiului Mediaș, Biserica Evanghelică și Forumul German Mediaș. Concret, am spus câteva cuvinte despre Ștefan Ludwig Hiroth, apoi elevii din clasa 10-a D de la Liceul Ștefan Ludwig Hiroth au citit câteva strofe dintr-o piesă scrisă de Paul Met în 1896, apoi a urmat depunerea coroanelor de flori la monumentul lui Ștefan Ludwig Hiroth din cimitirul evanghelic și s-a ținut un moment de reculegere.